dragilor, la o nouă ediție de Variat Lifestyle. O am alături de mine pe Deni. Say hello! Deni, în ediția trecută am jucat cu Mirela un joc format din 3 cuvinte. Tot ce trebuie să faci tu este să spui 3 cuvinte care tu crezi că te reprezintă. O să încep eu și o să zic glam, îndrăzneț, colorat. Deci asta te reprezintă pe tine. Pe tine. Pe mine? Cred că non-conformistă. Și cred că atâta, nu cred că... Trebuie cuvinte, cu 3 cuvinte? Da. Spune-mi, te rog, de unde pasiunea ta pentru make-up? Tot timpul am avut o inclinație artistică, dar niciodată n-am știut cum să mă exprim. Și mai târziu, cam pe la 16-19 ani, am început să cochetez cu machiajul. Înainte am făcut teatru, canto, am încercat și tenis, dar nu sunt Simona, și la 19 ani am hotărât că asta trebuie să fac și de atunci am luat foarte în serios chestia asta. Și cum a fost tot parcursul tău? Ai început la 19 ani? La 16, de fapt, am început. La 19 am început să îmi caut joburi, fără diplomă, fără prea mare pregătire, doar ce am exersat, doar ce am învățat de pe YouTube. Am fost așa un fel de Iggy Azalea. No money, no family. Și totuși, da, la 19 ani m-am dus din salon în salon cu kitul meu de machiaj și am zis că nu am acte, dar am experiență, lăsați-mă să fac ce știu să fac. Și așa am obținut 3 joburi și apoi am devenit un pic supra-sătulă de munca în salon. Pentru că, nu știu, n-am putut să stau foarte mult într-un singur loc, că eram la început și am vrut să mă dezvolt. Și apoi am început să machiez și la teatru, la operă, pentru videoclipuri, chestii de scurt metraj. Și apoi am vrut să călătoresc cu ghiozdan în spate. Exact, vreau să ajung, pentru că am avut un parcurs destul de frumos. A fost, da, destul de frumos, poate din poze și de pe Facebook, dar munca și industria este una, the cutthroat industry, așa îi se spune și da, e adevărat, e cam the cutthroat industry, dar da, a fost și este o meserie frumoasă și da, cred că am un parcurs foarte frumos, nu am de ce să mă plâng. Spune-ne puțin despre țările în care tu ai ajuns să lucrezi. Prima oară, deci de când am început să fac chestia asta de la 19 ani, tot timpul am cerut universului să nu mă lasă niciodată aici, pentru că am știut că nu o să pot să mă dezvolt și nici să obțin ceea ce îmi doresc aici. Și am zis că dacă o să pot să fac lucrurile la nivelul care eu îmi doresc să-l fac, până la 22 de ani, să ajung cumva într-o țară străină, undeva să pot să călătoresc. Și nu știu cum, prin ce miracol, în data de 31 decembrie 2012 mi s-a schimbat viața. Am primit un telefon la 8 dimineața și mi-a spus că CV-ul meu a fost acceptat, dacă vreau să vin în Istanbul, în Turcia, să dau un fel de examen, mai erau încă 25 de make-up artist și dacă îi să rămân guest make-up artist pentru Colistar, pentru Transvital, pentru mai multe branduri. Și am zis da, sigur că da, n-am mai călătorit, am avut 20-21 de ani, n-am mai călătorit până atunci, n-am mai mers cu avionul și am zis sigur că da, n-am știut exact dacă mă duc într-adevăr la o firmă sau cine știe unde. Și am zis sigur că da și mi-am făcut valiza, prea mare, bineînțeles, și am plecat și am mai văzut că mai erau încă 25 de ani foarte talentați, foarte bine pregătiți, normal că mi-a stat inima în loc și am zis vai, sigur o să-i aleagă pe alții, pentru că eram prea tânără, prea proaspătă pentru, mi s-o pur, pentru un job internațional la nivelul ăla. Dar nu cred că și asta face diferența, faptul că ești tânăr și poate ai idei noi? Cred că depinde de la brand la brand, pentru că fiecare brand, fiecare țară, fiecare brand are cultura lui, fiecare țară are cultura ei și atunci depinde de atâtea de multe lucruri, nimeni nu poate să-ți spună da. Și da, asta a fost prima mea țară în care am fost, în Turcia, și acolo am făcut așa un mic turneu în Izmir, în Ankara. Și tot așa, a fost ca un fel de turneu, dus întors, cam 2 ani de zile și apoi am rămas aici, după ce mi s-a încheiat contractul, am rămas aici încă un an de zile și am mai făcut muncă de freelancing, runway,
chestii care chiar mi-au plăcut și un pic m-au scos din industria asta de corporații, chestii, branduri, un pic să mă regăsesc eu pe mine ca artist. Cum crezi tu că este industria de make-up din Turcia față de cea de aici? Adică, cum le vezi tu? Sunt două industrii total diferite, mai ales că depinde foarte mult și de starea, de cultura țării, de starea politică a țării, de prosperitatea țării. Adică, Turcia este o țară care este mai western, e o țară mai deosebită, e o lume într-o altă lume, dar cultura lor în materia asta de beauty variază, pentru că sunt 19 milioane de oameni într-un oraș atât de mare și atunci, da, sunt deschiși, sunt oameni care preferă unele chestii, țin pasul cu cei nou pe YouTube, pe chestii din astea, deci variază, deci chiar variază tot ce se întâmplă în Istanbul, mai exact. Și ce aspirații ai pentru viitor? Ok, acum în momentul ăsta ești aici, ești cu noi la Timișoara. Unde să fie mai târziu? Și nu mă refer la... sunt foarte multe lucruri, dar... I don't want to jinx it, știi? Nu vreau să le librez așa în univers înainte să fie ceva concret. Sunt foarte multe lucruri care sunt în lucru acum, sunt foarte multe idei pe care le am, sunt foarte multe țări în care vreau să stau provizoriu ca să pot să cunosc cultura lor, să văd ce idei au despre frumusețe, despre artă în general, cum își educă ei poporul și publicul în materie de chestia asta. Cu siguranță o să călătoresc și cine știe unde o să fiu. Așteptăm să vedem. Poți să mărturisești care este tipul tău de machiaj favorit? Pentru mine personal sau pentru oamenii în general? Pentru tine personal. Pentru mine personal depinde de cum mă trezesc în ziua respectivă. Depinde foarte mult de cum mă simt. Ce-mi place foarte mult și cred că mă regăsesc foarte bine sunt în culorile foarte puternice, astea neon. Astea cred că sunt pentru mine. Da. Astea sunt pentru mine. Care crezi tu că sunt cele mai întâlnite greșeli atunci când ne machiem? Nu neapărat vorbim de make-up art, ci vorbim de eu, Iasmina, de exemplu, care sunt un om. Nu, cred că machiajul e atât de personal pentru fiecare femeie. Adică, de exemplu, eu pe eu mă relaxez. Deci poate să ia totul foc în jurul meu, eu sunt foarte relaxată. Dar cred că nu e neapărat o greșeală. Cred că nu avem ca femei, ca fete, nu avem destule educație în ceea ce privește partea de skincare. Pentru că înainte de toate sărim la machiaj, dar prima oară trebuie să începem cu partea de skincare. Cred că cea mai mare greșeală care eu am întâlnit-o, cel puțin aici la noi în România, e că fetele, de exemplu, care au tenul foarte gras, își usucă tenul în mod excesiv și apoi nu mai aplică ceva hrănitor specific tenului lor. Și nu putem să avem nu putem să cerem de la produse, chiar dacă sunt scumpe, chiar dacă sunt bune, ca să ne ofere tot ce au ele mai bun dacă pielea nu e sănătoasă, dacă pielea nu e îngrijită. Tenul nostru trebuie să încercăm să avem grijă de el, încât să putem să ieșim afară și fără machiaj. Adică nu trebuie să fie asta un must. Da. Dar dacă tu ar trebui să alegi trei produse de machiaj, fără de care, să zicem, nu pleci nicăieri, care ar fi acelea? Spun și brandul sau? Nu necesar. Păi cred că aș alege mascara, aș alege lip gloss-ul pentru că pot să-l folosesc pe post de highlighter. Și ce aș mai alege? Aș alege o cremă cu SPF. Cam astea sunt. Și ce părere ai despre tendințe? Cât de mult trebuie să le urmă? Nu știu, tendințele, trendurile mi se par așa... nu știu, tot timpul mi se par așa sărăcăcioase cum... cred că ne influențează pentru anul în care suntem, ziua în care suntem, luna în care suntem, dar tot ceea ce va veni, a mai fost și e un ciclu așa continuu. Cred că tendințele în modă, în machiaj,
nu știu, tot eu când mă gândesc, de exemplu, și la machiaj, și la mirese, și la machiajul meu, vreau, când mă uit peste poze, nu vreau să mă uit la poze și să am sentimentul ăla, știi cum au oamenii când își văd părul din anii 80, să zic, wow, ce-a fost în capul meu, știi? Aia nu vreau. Deci, de trenduri, cred că poate să te satisfacă pe moment, dar nu e ceva cu bătaie lungă, adică... ca și cum mănânci, nu știu, orez expandat, e bine acum, la peste oră tot o să-ți fie foame, știi? Deci cred că trebuie să te concentrezi, să ai ceva care să știi, să fie o chestie clasică, să știi că, nu știu, să fie amprenta ta, aia să o poți să o porți. Nu știu, depinde, dar și machiajul e atâta de, poți să te joci, că e un subiect atât de discutabil și chestia asta a machiajului, nu mi se pare nimic bătut în cuie. De exemplu, culorile. Ce culori folosim în funcție de sezon? Ți-am menționat și asta. Sezoane. Eu nu cred în asta. Eu nu cred. Nu cred în culori și în sezoane, nu se află în credința mea chestia asta, nu. Cred că dacă vrei să porți, nu știu, roz, fucsia, iarna și dacă îți stă bine și știi să o porți, poți să o porți cum nimeni altcineva nu poate să o poate. Și aia poate să fie chestia ta. Ești individual prin chestia. E ceva care face parte din tine. Nu cred în culori și în sezoane și în lucruri din astea. Sunt fete care te putea contrazice, zice, uite, fucsia nu e pentru mine, sunt mai puțin îndrăzneață. Sigur că da, niciodată nu o să obligăm pe cineva, de exemplu, care poartă culori pământii și nud să, nu știu, să facă baie într-un verde neon. Niciodată nu o să facem chestia asta, pentru că vrem ca omul să fie tot el, doar că vrem să scoatem din el tot ce este mai bun, tot ce este mai frumos. Dacă e natural, facem lucruri naturale. Trebuie să ne adaptăm pentru fiecare om. Nu cred că, cred că omul trebuie să poarte machiaj, nu machiajul trebuie să poarte omul. Foarte frumos zis. Deni, eu îți mulțumesc că ai fost alături de noi și vreau să ne spui unde te găsesc cei de acasă. Pe Instagram Deni Iovan și pe Facebook Deni Iovan. Noi ne revedem data viitoare cu un nou episod, așa că dați-ne un subscribe și urmăriți-ne.